piste pentru Perla Lat! Ure! Mă dau cu bicicleta, mă. Ce faci, mă? Mă dau cu bicicleta. Auzi, vrei să nu-ți dau eu două piste cap acum, de asemțându-le. Ce faci aici, te-am întrebat? Nu. Dar ce faci? Ce faci aici? Eu mă dau cu bicicleta. Așa? Și foarte important, împreună cu domn primar, inaugurez pista. Ce faci, mă? Inaugurez pista pentru biciclete. Care pistă, mă? Pista de biciclete, mă, de comandare. Nu-ți mai legea, hai, că care pistă mai? Unde este pista? Unde este mai pista? Unde este mai pista? Aici? Aici este ipoteca, mai. Nu mai este ipoteca. 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 Nu mai unde se termină, mă? În lanul după cușor? Unde se termină, mă? În șal? Deci ia nu ce e acolo? Da, și se termină? Unde se termină? Tot acolo! Cum adică tot acolo? Păi, dar e cu un circuit închis. E mămica la noi? E mămica la noi?
Eu? Dar cu cine? Cu curcile. Eu m-am apucat de treabă. Ai dus, mă. De ce ai făcut? Am dat drumul la televizor. Am dat drumul la televizor și la cine vorbea la televizor? Cine mai? Băi, vorbea ministrul agriculturii, ministrul cu oaia. Care ministrul Daia. Domnul Daia? Care îi place oaia. Ei, mai place pe dracu, îi place cormoran, nu tu n-ai văzut. Cormoran. De ce zicea domnul? El vorbea despre binefacere, recomandări europene asupra creșterii animalelor. N-am înțeles nimic. Vieță vă recomandările Uniunii Europene asupra creșterii animalelor. A, deci până în gura lui domnul Daia? Da, vorbea Uniunea Europeană. Nu mai merge pe animalele să le trec apăra cu apă, paie și bataie. Dar și voi ne învață pe noi Uniunea Europeană când se crește vitele și animale? Are dreptate Uniunea. Adică ce zici? Pentru că să le pui muzică, că dacă le pui muzică, animalele dă produse mai mare. Dă lapte, dă lână, dă carne, dă foarte... Du-te mai de aici așa! Le place muzică, e mandolomană. Ce-i mai? Mandolomană. Melomană, pentru animale de parte femeiască. Da. Deci, la ce facem cu taurul, ce facem cu... Acum ar veni cu animale de parte bărbătească. Așa domnul Pepe nu putea să meargă. Și atunci l-ai scos pe Pepe și ai pus pe altcineva. Pentru sufletul meu, pentru sufletul meu. Pe cine ai pus, mă, pentru animale de parte bărbătească? Pe cine ai pus? L-am pus pe Analesco. Pe Analesco? Pe Analesco ai pus-o pe animale? Pe Analesco ai pus-o pentru tine, că tu faci ca animalul de câte ori o vezi atât de Analesco, Analesco! Ardeara e în flăcări! Să nu-mi mai de aici! 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 Am nici nu congrezi taurul cu... taurul cu... 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 Măgarul? Ce-a făcut măgarul? Măgarul ne-a dezonorat cățaua. Măi! Băi, nu se poate, băi, la cățaua țepată, de puroi. Ce-a făcut? A, te mână pe curcare, pe găini, pe găini, pe găini. Dacă ai să găsești în o gradă ouă cu urechi, am ales-o de genul. Thank you.
petrecerea de ziua mea. Mă bucur mult că ați fost aici. Vă spun din toată inima. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Acum, aproape de final. Sper că se vede. Nu arăt cum arătam inițial. M-am aranjat și am venit așa cum știu că ați vrea să mă vedeți. Credeți-mă, și eu aș vrea să fiu întreagă, neciuntită, să fiu puternică, măreață și acum, la 100 de ani, să pot să încep o nouă viață. Să fiu falnică, frumoasă, să mă uit mândră în patru zări, să-mi vină toți copiii acasă, de peste mări, de peste țări, să fiu din nou numai a voastră, să fiți din nou ai mei stăpâni, să nu vă mai fie rușine să spuneți că sunteți români. Vreau ie nouă și catrință și fotă și zgardan la gât. Vreau să mă faceți iar ce-am fost și mult mai mult decât atât. Știu, știu, voi mi-ați spus mie, hai România! Eu vă spun vouă, hai români! Schimbarea mea cu voi începe, voi toți, și tineri și bătrâni. Luați-vă soarta în mâini! De vă mai întrebați ce înseamnă asta? Înseamnă să spuneți acum, ne-am săturat și cu asta basta! Fiți demni, fiți bravi, fiți blânzi, fiți buni, iubiți-vă, trăiți ca frații, în pace adâncă, precum marea și în liniște, precum Carpații. Știu, nu ușor tot ce vă cer, știu, calea e nevoioasă. Dar uite așa, încet, încet, o să fiu iar cum mă vreți, frumoasă. Să mă iertați, dar câteodată mă întreb de ce m-ați mai făcut, dacă nu mai sunteți în stare să mă iubiți ca la început. De fapt, nu voi, nu voi, m-au iubit alții. Bunicii voștri m-au iubit. Iar eu am crezut că o să fie o dragoste fără sfârșit și încă mai cred că o să mă iubiți așa cum știu că aș merita, pentru că vreau să trăiesc vreo 1000 de ani și ceva. Și dacă prea mult... Dacă prea mult vă cer, dacă mult, prea mult îndrăznesc, să mă iertați. Că a fost ziua mea. Deci la mulți ani și vă iubesc!